Spuneam puțin mai devreme că trecerea aceasta la capitalism a țării noastre a generat probleme aproape fără rezolvare. Sistemele publice de educație, de sănătate, de asistență socială s-au degradat constant și asta se întâmplă și în educație. Spuneam în preambulul întâlnirii noastre că vom vorbi despre sistemul de învățământ din România, despre adevărul acela simplu care constă în succesul, că succesul școlar al unui tânăr nu va veni niciodată altfel decât cu profesori buni, elevi silitori, disciplină intelectuală, efort constant și respect față de profesor și elevi. Despre asta vă invit să vorbim astăzi, domnule ministru. Avem, al nici nu mai știu că am uitat să-l mai număr cât să lea ministru numit la Educație astăzi, 17, 17 după mine. 17 după dumneavoastră. Nu mai 2000, la după 2012. Exact așa. Nu mai punem la socoteală și pe cei care au fost în, înaintea dumneavoastră. Sunt întotdeauna curioasă de punctul dumneavoastră de vedere, pentru că ele vin cumva la pachet. Sunt câteva repere pe care dumneavoastră încercați să le faceți auzite de, că, de către cei care ar trebui să le audă și de către cei care ar trebui să facă ceva în acest domeniu pe care dumneavoastră îl stăpâniți foarte bine. Eu am făcut referire și la legea educației din 2011, pe care, iată, se tot lucrează și se tot lucrează și am ajuns la România educată și suntem unde astăzi, domnule ministru? Care este situația din învățământul românesc în anul de grație 2022? Bună ziua, mulțumesc pentru această introducere. Aș vrea, înainte de toate, să spun trei lucruri. Primul. Eu nu operez cu păreri, ci tot ceea ce spun public acum este ceva ce a fost legiferat în mandatul meu, în legea 1. Vreau să subliniez acest lucru pentru că nu aș vrea să las impresia că sunt un om care vorbește despre, de, de pe margine. Tot ceea ce spun. Am legiferat, am semnat, atunci când am fost ministru, altfel spus, nu fac parte din acea categorie de oameni care vorbesc, dar care nu fac nimic. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este: dumneavoastră ați spus că lucrurile s-au degradat odată cu trecerea la capitalism. Nu aș lega trecerea la capitalism și ieșirea din regimul comunism cu degradarea educației, nu aș lega de acest lucru, este o corelare, dar nu este o cauzalitate. Cauzalitatea este pierderea autorității morale, intelectuale și comportamentale a profesorului în fața elevului. Asta este cauza principală a degradării lucrurilor. Și al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, Um, pentru ca ascultătorii dumneavoastră să înțeleagă exact um, natura mesajelor mele, este că eu personal nu doresc niciodată de acum înainte, nu mai doresc nicio funcție, niciun post în statul român și dacă se poate să am cât mai puține interacțiune cu statul român. De ce? Pentru A, că. Urma să vă întreb, domnule ministru, dacă, să zicem, prin absurd, cineva se gândea că e nevoie de un tehnocrat, de un profesionist, dacă ați fi acceptat o numire pe această funcție, atât, fiind atâtea zile nu în niciun caz pentru că în primul rând pentru că um, în primul rând pentru că nu doresc personal la nivel personal nu doresc acest lucru și vă spun foarte franc de ce cu cu riscul de a i șoca pe cu riscul de a șoca pe pe um, ascultători eu mi am mi am dat 5 ani din viață, mi am dedicat 5 ani din viață încercării de a pune pe picioare educația din România Acum sunt într-o perioadă a vieții mele în care dacă aș merge pe un post de ministru Mi-aș scădea veniturile într-un asemenea hal, aș face asemenea sacrificii personale încât Pe care pur și simplu nu mai sunt dispus să le fac Ăsta este primul motiv strict personal, dar subliniez am făcut asta 5 ani de zile, eu am ajuns, știți că înainte să fiu ministru făceam vreo, nu mai știu, 13-14.000 de euro pe lună la Universitatea din München, ca ministru câștigam 800 de euro pe lună, deci a fost un sacrificiu, inclusiv financiar. Și al doilea motiv pentru care sub nicio formă nu aș accepta așa ceva este legat de o întrebare foarte simplă, doamna Scaverdea. Cine să-mi fie șef? Eu am avut doi șefi în viață. Un laureat Nobel și pe președintele Băsescu. Și sincer vă spun, nu mai sunt dispus la vârsta și la experiența mea să mai am încă un, să mai am un al treilea șef. Astea sunt lucruri, cum să spun, foarte personale. Nu cred că le-am spus undeva până acum, dar iată, le spun așa sub formă brută, cu riscul ca te, ascultătorii dumneavoastră să-mi pună din nou această ștampilă de aroganță. Sau cum, să uh, vă cum, spun, astea deja știți foarte bine că sunteți cumva etichetat drept arogant, drept a toate știutor, dar cred că vă asumați foarte bine rolul acesta și aveți, vă asumați și toate lucrurile pe care le afirmați. Eu aș fi glumit și aș fi spus că toți politicienii și toți oameni oamenii care reprezintă România la toate nivelurile clamează dragostea aceasta față de țară, patriotismul acesta și sacrificiul acesta personal pe care îl fac. Dumneavoastră ați venit și tranșan, ne a spus că nu sunteți dispus să mai faceți asta. Haideți să intrăm în problemele reale pe care le are momentul din România, educația din România, pentru că iată, suntem la nu știu câta încercare, tocmai a început anul școlar, copiii nu știu ce vor face, vor dateze nu vor dateze vor date este nu vor date este de fapt cred că nu mai știe nimeni exact ce se întâmplă în momentul acesta. Da, și asta este uh, asta se produce dintr un motiv simplu, pentru că nu avem repere clare. Uh, și aici este marele eșec al președintelui. În acest moment mai are doi ani de mandat, poate corectează acest lucru, dar marele eșec al președintelui până în acest moment, și al programului său România educată este că nu a reușit în 8 ani de zile să stabilească Câteva repere clare și aș enumera dintre ele câteva. Iată, de exemplu, vrem o reformă a învățământului care să fie așezată pe un soclu moral solid sau vrem o reformă administrativă în care ne jucăm, așa știți, ca generalii pe o hartă. Ați văzut și dumneavoastră în filme cum generalii pe hartă se joacă cu tancuri care, de fapt, nu există pe câmpul de luptă. Știi? Deci, esența, prima reformă pe care trebuie să o facem este să așezăm învățământ pe un soclu moral solid și de aceea, pentru că eram conștient de acest lucru, am făcut două lucruri în 2011, dacă vă amintiți. Am curățat bacalaureatul de fraudă generalizată care se întâmplă atunci și doi, am început, eu îi spun crucial antiplagiat, pentru că prin legea 1 și prin tot ceea ce am făcut atunci, am început această discuție despre plagiat. În România să știți că 2% dintre oameni știau în 2011 ce aia plagiat. Astăzi, cred că nu este român care să nu înțeleagă importanța uh, negativă, să nu înțeleagă impactul negativ al acestor caracteristici. Deci, unu. Tot plagiatul, se de vină tot plagiatul este de vină și când vine vorba de demisia fostului ministru al educației, celui mai recent ministru al educației. Nu că tot plagiatul stă și la baza acestei demisii. Uh, cum să spun, această chestiune a plagiatului a demolat mulți politicieni și uh, la urmă, toți. Cred că până la, urmă, până la urmă, cred că ajung prin povestea cu plagiatul pe care am început-o în 2011. S-ar putea să ajung să reformez clasa politică post mortem, mai degrabă decât să reformez educația. Bun. Al doilea lucru. Domnul Scavedea, vrem un învățământ bazat pe exigență sau vrem un învățământ lax? Vedeți, dumneavoastră, noi eram obișnuiți cu exigență. Viața este exigentă. Fiecare elev de astăzi, în viața sa de adult, va avea de înfruntat o serie de exigențe ale vieții. Or, noi nu putem să creăm generații întregi de tineri care sunt obișnuiți cu un învățământ lax, profesorul nu intră la clasă la fix, merg la școală, nu merg la școală, trebuie să învăț, am examene, am examene și să dai cu capul de greutăți mai târziu. Deci eu, de exemplu, sunt adeptul unui învățământ bazat pe exigență, o exigență pe toată verticala sistemului, de la ministru, la inspector, la profesor, la elevi, pentru că altminteri, ne plasăm undeva, formăm tineri care nu sunt neapărat siguri pe ei, formăm tineri care nu sunt pregătiți pentru viața reală. Al treilea lucru: vrem un învățământ care să fie bazat pe autoritatea intelectuală, comportamentală și morală a profesorului sau vrem un învățământ care să fie bazat pe autoritatea părinților și autoritatea copilului rege față de școală? Vedeți? auzim peste tot, vai că să luăm în considerare ce vor copiii să-i facem fericiți. Da, sigur, să-i facem fericiți. Dacă întreb ce vor copiii la școală, eu o să vă spună Coca-Cola și jocuri video. Mai Or, mate de sandvișuri și sucuri în școli. Exact. Deci, și, și rolul nostru al adulților nu este să adaptăm școala după ceea ce vrea un copil sau altul, ci rolul nostru al adulților este să învățăm pe copii ceea ce vrea societatea, ceea ce este societatea, rolul pe care ei trebuie să-l aibă în societatea de mâine. Bineînțeles că toată această autoritate, toată această învățătură nu trebuie furnizată cu liniarul peste degete, cum se a în trecut. Există alte metode acum, dar această autoritate a profesorului, repet, autoritatea intelectuală, comportamentală și morală, ea trebuie să se exercite nu doar la o singură materie, ci la toate materiile și în fiecare moment la clasă. Al patrulea lucru. Care este, din punctul meu de vedere, poate chiar esența operațională a acestor lucruri? Vrem universități care să, um, să reprezinte excelența, care să aibă rolul să producă excelență, sau vrem niște universități pe post de serviciu social să, de adip, să dăm diplome la tot poporul, ca până la urmă să nu mai știm exact care ne sunt reperele valorice în societate? Deci, această, această reformă, această gândire legată de universități este esențială. Al cincilea punct, vrem profesori de top sau vrem, îi vrem profesori pe cei care nu au cea mai bun de făcut? Iar dacă vrem profesori de top, atunci să facem bine, să ne punem banii acolo unde sunt și dorințele. Pentru că nu poți să ai profesori de top dacă nu răsplătești, dacă nu formezi foarte bine, îi selectezi corect și îi, form, și îi răsplătești financiar foarte bine. Uh, mai sunt câteva puncte. Toată lumea vorbește despre echitate. Da, trebuie să avem un sistem de învățământ echitabil, dar atenție, ce înțelegem prin echitate? Vrem să scădem nivelul celor de sus, astfel încât să avem un sistem egalizant și egalizator? Franța a făcut acest lucru și sunt într-o catastrofă educațională acum. Sau obiectivul nostru este să-i ajutăm pe cei de sus să meargă cât pot ei de sus, iar noi să ne ocupăm să ridicăm cât se poate de mult nivelul celor de jos. Prefer un decalaj mare cu cei de jos sus, cu cei de jos cât mai sus, decât un decalaj mic cu cei de sus foarte jos. Al șaptelea punct. Vrem să facem din școală un templu al cunoașterii solide, al adevărurilor științifice un loc de îmbogățire spirituală sau prin tot ce înseamnă, și vrem să facem lucrul ăsta prin tot ce înseamnă uh, științe exacte, științe umanistice, sau uh, să folosim acest pretext al unei faze de deschidere spre societate și cele 25, cele 30 de ore ale copiilor în școală să le dăm acces uh, pentru orele alea, să le dăm acces tuturor militantismelor, tuturor acestor chestii uh, pe care copilul ar trebui să le învețe acasă. Eu sunt adeptul Centrării școlii pe fundamental. Științe exacte, științe umanistice, restul, sigur, arte, bineînțeles, sport, restul să fie furnizat în cadrul, atunci înseamnă învățământ informal și non-formal. Ultimele două lucruri pe care le consider foarte importante. Cred că trebuie să încetăm această himeră a importului de modele educaționale. Vrem un model finlandez? Foarte bine. Să aducem 20 de milioane de finlandezi în România și li se va potrivi sistemul finlandez. Cred că suntem suficient de maturi, cred că suntem suficient de inteligenți încât să avem propriul nostru model și eu cred că noi avem posibilitatea să fim lideri în acest domeniu, dar problema este întotdeauna, ca întotdeauna, la nivel politic. Și ultimul lucru pe care țin să-l spun este ce ambiție avem pentru țara noastră. Vrem un salt rapid sau vrem, așa, să călătorim prin istorie, făcând mici progrese și mergând pas cu pas, cu pas, cu pas, și peste 20 de ani, când vom fi amândoi mai bătrâni, o să discutăm despre aceleași probleme. Și nu în ultimul rând, obligația noastră este să clădim o societate care să fie îndreptată înspre crearea de bogăție materială, crearea de bogăție spirituală și nu o societate îndreptată înspre divertisment. Și închei acest monolog. Sper că mai sunteți încă aici cu mine. O no, să vă întorc la câteva puncte. Vorbeați... Vreau să închei doar o scurtă frază, să închei acest monolog reamintind ce a spus un ministru al educației din Anglia, dacă nu mă înșel. El a spus așa. Dacă nu-i facem pe copiii noștri astăzi să învețe așa cum învață copiii chinezi, când vor ajunge adulți, vor ajunge să lucreze pentru copiii chinezi de astăzi. Pentru că nu, nimeni niciodată nu a inventat metoda prin care să muncești mai puțin și să știi mai mulți și să fii mai bun. Vă rog. V-aș întoarce, întoarce puțin pentru că toate aceste repere despre care dumneavoastră ne-ați vorbit acum sunt extrem de importante, doar că am câteva întrebări, sper să nu fie retorice și o să-mi oferiți răspunsuri. Cu drag, vă rog! ați la un moment dat că vrem să avem în fața copiilor profesori de top. Păi unde sunt profesorii de top, domnule ministru? Pentru că tot școala românească, să zicem, din ultimii 10 ani, a scos deja o generație, două de profesori uh, și nu-mi permit să dau exemple în această emisiune pe care o realizez, cu toate că aș putea face acest lucru, despre ce se întâmplă acum cu cei care ar trebui să fie dascălii copiilor, generațiilor de mâine? Sunt total nepregătiți și atunci de unde să aducem profesori de top? Ar fi un răspuns pe care îl aștept de la dumneavoastră pentru Da, că... eu vă dau foarte concret răspuns. În primul rând, cunosc foarte bine ce se întâmplă în școală și cunosc foarte bine calitatea profesorilor. Vă pot spune... Știți că eu nu mă ascund după vorb? <coughs> Scuzați. Vă spun uh, o clipă. Vă spun foarte concret. Am cunoscut un număr semnificativ de tineri profesori foarte buni. Din păcate ei sunt minoritari. 2. În 2011 prin legea educației am prevăzut toate mecanismele pentru a forma foarte bine profesorii, pentru a i selecta corect și mai ales pentru a i răsplăti bine iar această răsplată financiară era prevăzută în Legea Salarizării Unice din 2011-2010. Din păcate, nici formarea prin masterul didactic în universități, și de aceea v-am vorbit despre nevoia de a avea universități de calitate, pentru că ele îi formează pe profesori, selecția nu s-a schimbat, a rămas la fel. Și știți, îmi vine să vă spun, vă rog să mă iertați că n-am fost ministru 20 de ani să pun în practică tot ce am legiferat în 2011, dar vă dau și o soluție rapidă. Vă dau o soluție pe care, uh, care ar trebui rapid pusă în practică. Avem în prezent vreo 220.000 de profesori în sistem. Primul lucru care trebuie făcut, ar trebui testați cu toții, toți profesorii care sunt în sistem, ar trebui testați. Nu cu obiectivul de a-i da afară, nu cu obiectivul de a-i penaliza, dar în urma acestor teste complexe ar trebui identificat exact ce are nevoie fiecare ca o formare suplimentară pentru a deveni mai bun în fața clasei. Pentru că știți cum e vorba aia, pește avem cu ei defilăm, Nu pot să schimb peste noapte 220.000 de profesori. În fiecare an intră în sistem cam 10.000 de profesori. Deci dacă din 2011 s-ar fi aplicat legea educației pe care am dat-o și profesorii ar fi fost formați, selectați și răspătiți corect, astăzi am fi avut vreo 100.000 de profesori noi, deci cam jumătate dintre profesori mult mai buni decât îi avem astăzi. Dar revin la soluția pe care o consider, cred că trebuie pusă în aplicare imediat. Îi testăm pe toți profesorii pentru a identifica nevoia fiecăruia de formare și investim bani în formarea acestor oameni. Da? Deci cred că asta este soluția rapidă. Altminteri, știți, părinții vor rămâne cu exact aceleași trei soluții ca până acum. 1. Meditații, Doi, meditații, 3 meditații. Pentru că, din oșa. păcate, fiecare e pe cont propriu. Uh, da, aș putea continua cu întrebările punctuale pe care aș vrea să vi le adresez cu privire la ce ați spus puțin mai devreme. Mi-este teamă, nu știu cum să economisesc mai bine timpul. Uh, M-aș mai referi și o să trecem la subiectul următor. M-aș mai referi doar la uh, întrebarea pe care dumneavoastră, sau, mă rog, reperul acesta pe care dumneavoastră tocmai l-ați enunțat, uh, dacă vrem un învățământ bazat pe autoritatea intelectuală și comportamentală a profesorului sau vrem un învățământ bazat pe autoritatea părinților și a copilului rege. Din păcate, astăzi, la ora la care noi discutăm, cumva Consiliul acela al părinților și Consiliul acela al copiilor conduc școala, pentru că conducerile școlilor, ale inspectoratelor, nu au tăria suficientă de a trece peste mățiala, mă scuzați, vă rog, a părinților că nu vor copiilor să uh, suporte nici măcar o uniformă. Dumneavoastră ați studiat în afara României. Nu vorbim, și cred că toată lumea care a trecut printr-o țară europeană civilizată, știe că cei mai mici merg în uniformă la școală, că școlile lor au uniforme distincte și că poți să vezi un copil pe stradă cărei școală școlii aparține. Despre asta este vorba. Noi nu am reușit în școlile noastre să implementăm banala, să zicem, ținut obligatorie pe care trebuie să o aibă un copil la școală. Bun, uniformă, neuniformă, astea sunt decizii care pot fi luate la nivelul fiecărei școli, dar este, aceast, acesta este un simptom, ați identificat foarte corect, este un simptom al pierderii magisterului moral al profesorului față de elev. Deci eu cred că este foarte mult de lucru aici, dar toate semnalele date sunt greșite, toate semnalele de, de la nivelurile înalte ale statului sunt semnale greșite din punctul meu de vedere pentru că um, această disoluție a autorității în care um, infractorul este protejat iar victima este cea care trebuie să facă eforturi incredibile pentru a își câștiga dreptatea um, sigur e din alt registru ceea ce spun acum dar um, um, vreau să spun că această disoluție a autorității care a venit poate firesc în urma traumelor sistemelor, sistemului dictatorial criminal comunist pe care l-am suportat. Nimeni nu mai vrea să întoarcă în comunism în care există o autoritate absurdă. Dar magisterul moral și magisterul intelectual al cadrului didactic el trebuie să se exercite, iar oamenii trebuie să fie formați inclusiv pentru acest lucru. Și directorii, inspectorii, trebuie să iasă din tentația populistă. Și vă dau un exemplu concret la școala copiilor mei din Germania, nu am dreptul ca părinte să intru în incinta curții decât dacă am o întâlnire stabilită cu directorul sau cu profesorii. Deci nu există această logică a autorității părintelui sau copilului rege în fața profesorului și eu sunt un ferm, poate, poate sunt de mod de veche ce să fac ăsta eu, sunt de partea autorității intelectuale, comportamentale și morale a cadrelor didactice. Repet, nu înțeleg prin autoritate, sub nicio formă, linearul peste degete sau, Doamne, ferește ce alte chestiuni. Că nimeni nu-și mai dorește să se întâmple în pentru că ne-ați enumerat toate aceste repere. Ne întoarcem la... ele sună minunat toate sunt logice, tot ce spuneți dumneavoastră e, sună bine, dar ce facem? Cum punem asta în practică? E destul de simplu. Pentru a pune în practică aceste lucruri e nevoie de două chestiuni. Texte de lege corecte și oameni. Și cine să facă, domnule ministru, cine uh... să scrie acele texte de lege corecte? Pentru că ne chinuim deja de foarte multă vreme. Ei ne chinuiam degeaba pentru că acele texte foarte bune, au, de exemplu, legea 1 pe care am dat-o în 2011, a fost luată drept model de schimbare a unor sisteme educaționale de Comisia Europeană. Deci, vrem acum să reinventăm apa caldă. Mă întrebați cine trebuie să facă aceste lucruri? Răspunsul meu este foarte cinic. Nu dumneavoastră, nu eu, nu este misiunea noastră să avem grijă de statul român. Există un om care, prin Constituție, trebuie să medieze între dorința statului, între dorința societății, articolul 81 din Constituție, da? Între dorința societății și factorul politic. Cine mediază între stat și societate? Acesta este președintele României. Eu l-am votat cu foarte mult entuziasm când am văzut că programul său far este România educată, dar au trecut 8 ani. 200.000 de copii în fiecare an care merg la școală. Asta înseamnă. 1,6 milioane de copii care au trecut prin școală din România educată n-am văzut decât o broșură neasumată, nesemnată de nimeni, fără nicio soluție uh, reală. Deci acei oameni sunt oameni politici. Deci votul și partidele politice care nu au scos din păcate la suprafață oameni care să demonstreze până acum că pot să facă acest demers. Mai sunt doi ani de mandat, de mandat prezidențial, avem o majoritate de 70% în Parlament, avem o nouă doamnă ministru. Ce pot să spun? Să-i urăm succes, să sperăm că va reuși ceea ce alții n-au reușit. Dar, într-adevăr, și vă mai spun un lucru care este tragic. În minister bate vântul. Da? Deci, mai sunt foarte puțini oameni profesioniști în minister. Pentru că, probabil, și ei, cei profesioniști, au fost fie îndepărtați de factorul politic, pentru că erau profesioniști și nu înghițeau orice, fie -au, au ajuns să fie descurajați, să consideră, că merg, să consideră că merg la serviciu dimineața și, până la urmă, nu se întâmplă nimic din lucrurile bune pe care ei le doreau. Pentru că, să știți că eu am cunoscut foarte mulți oameni remarcabili în Ministerul Educației, oameni remarcabili. Mergeam cu ei adesea la reuniuni internaționale și vă spun sub cuvânt de onoare adesea era mândru de intervențiile lor, unde, scuzați, scuzați expresia mai de Maidan, așa, unde dădeau clasă omologilor lor, din alte țări ale Uniunii Europene, mult mai dezvoltate ca România. Da, domnule ministru, doar că profesioniștii aceia stau ascunși într în niște birouri, nu îi lasă nimeni să... Iată, iată, exact asta este problema și v-aș mai spune un lucru și i-am reproșat acest lucru și domnul ministru Câmpeanu. În 2011, când am scos legea educației, am defilat cu toți oamenii care au scris această lege, începând cu Mircea Miclea, care a fost la CONCEPT, Până la cei care uh, au contribuit cu câteva articole. Pentru că fiecare. De ce? Pentru că doream să demonstrez societății că fiecare lucru de acolo este gândit temeinic și este gândit de o persoană capabilă să facă acest lucru. Nici România Educată, nici aceste ale educației care sunt în dezbatere publică nu au autor. Noi nu știm cine le-au scris. Nu știm cine sunt acei oameni. Or, dacă nimeni nu-și asumă paternitatea sau maternitatea acestor texte, noi cu cine discutăm? Da, spuneați la un moment dat că, nu știu, dezbaterea publică despre educație este unica dezbatere cu adevărat relevantă. Bineînțeles. Despre cum ar trebui să arate țara noastră, vi se pare că avem o dezbatere publică corectă? Deci, în primul rând, vreau să fac o mică precizare. De obicei, eu nu prea folosesc termenul dezbatere, pentru că sensul cuvântului. Eu cred că clasa politică nu trebuie să dezbată. O dezbatere este o șezătoare. Dumneavoastră și cu mine putem dezbate. Clasa politică trebuie să delibereze, să discute iar în urma discuțiilor să ia decizii pe care să le pună în practică. De ce aș folosi această terminologie de deliberare? Nu, dezbatere care, repet, dumneavoastră și cu mine la radio sau la o cafea sau un par de vin, putem să dezbatem cât dorim. Clasa politică are datoria să delibereze, în primul rând. Într-al doilea rând, mă întrebați dacă există o adevărată dezbatere sau deliberare pe tema educației. Există părerisme, da? dar mai avem o problemă. Vă amintesc că președintele Iohannis în 2016 și vă rog să consultați site-ul președinției. Președintele Iohannis a instituit un grup pentru un grup uh, îndriduit cu um, obiectivul de a scrie o strategie de țară. Ați mai auzit ceva despre ea? Din păcate. Deci există, mergeți pe site-ul președinției și veți vedea acolo, cu nume și prenume, foarte mulți oameni uh, cunoscuți care trebuiau să stea împreună și să facă o strategie de țară. 2016. Au trecut șase ani. N-am auzit nimic. Deci, asta mi arată, nu știu ce să spun, indolență, lene, nepăsare, dar nu mi arată nimic bun, din păcate. Așadar, știți cum e? O corabie care nu știe spre ce port se îndreaptă, nu va avea niciodată parte de vânturi favorabile. Da, Deci, noi trebuie să găsim, trebuie să stabilim direcția. Eu v-am dat 10 repere, poate nu sunt toate, poate sunt altele, poate societatea vrea altceva decât ceea ce vreau eu. Dar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne să, să gândim, să vedem care sunt reperele esențiale și după care toată clasa politică să se ocupe de ele. Și să știți că există un precedent. Dumneavoastră și cu mine suntem suficient de tineri să ne amintim de pactul de la Snagov în 1995. Vă amintiți de el? Oarecum, da. Deci, pactul de la Snagov a fost, din punctul meu de vedere, după Constituție, cel mai important act politic din România post-decembristă. Pentru că toate partidele atunci, el a fost remarcabil și a fost scris de un om remarcabil, care, din păcate, a decedat. Toate partidele României, atunci, s-au angajat să urmărească prin acțiunile lor calea euroatlantică a României. NATO și Uniunea Europeană. Dacă nu exista acel pact și dacă politicienii români nu ar fi, nu ar fi uh, um, cuplat în acea direcție, astăzi am fi fost o Ucraina 2, pentru că n-am fi fost nici protejați de, de NATO și nici nu am fi avut prosperitatea pe care o avem grație integrării în Uniunea Europeană. Deci, Președintele Băsescu, vă reamintesc, lumea poate să-l urască, poate să-l înjure, treaba fiecăruia, dar a făcut în 2007 un pact național pentru educație pe care eu l-am pus, pus în practică, el a fost bazat pe conceptele lui Mircea Miclea, remarcabile concepte, remarcabil om. Da? Eu ca ministru l-am pus în practică prin legea 1, după care guvernarea Ponta a început să distrugă tot și toate celelalte guvernări nu au fost capabile să pună ceva bun. În loc. Cam asta este istoria reală. Spuneați la începutul întâlnirii noastre de ceva despre o hartă a sistemului educațional, despre o descriere sintetică și precisă a punctelor importante din sistem și, bineînțeles, a legăturilor dintre ele. De ce ar fi bine să avem, să lucrăm pe o asemenea hartă, domnule ministru? Treia întrebare, și trebuie să vă dau un răspuns sintetic. În momentul de față, cred că singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să investim în profesori. Un profesor bun, un profesor bun, face toată diferența. El face toată diferența. Am auzit, sunt foarte multe false, false dezbateri în societate. Unu, Programa e proastă. Fals. Programa este excepțională. Livrarea programei către elev este problema. Deci profesor. 2. Da? Vai, avem prea... Programa e prea încărcată. Nu e adevărat. Programa este încă prea lejeră. Problema României este că avem cel mai mic număr de zile de școală din Uniunea Europeană. Un elev german care termină 12 clase va fi stat în școală jumate mai mult decât un copil român care termină 12 clase. De ce? Pentru că anul școlar este mult mai lung în Germania. Deci ar trebui urgent făcute două lucruri. Unu, investit în profesori. Doi, lungit cu trei săptămâni anul școlar. Uh, vă spuneam că nu știu cum să mă ocup de economia timpului și aș mai vrea să vă întreb atâta, dar n-aș rata întrebarea privind declarația dumneavoastră, conform căreia sunteți de acord cu meditațiile. Știm că și subiectul acesta este unul extrem de controversat. Unii spun de ce merge copilul la școală dacă mai are nevoie și de meditații. În uh, accepțiunea unora, meditațiile sunt așa un soi de uh, N-aș vrea să folosesc un termen urât de jegmăneală la părinților de către profesori. Haideți să delimităm și aici, în domeniul... Eu sunt foarte ferm pe acest subiect. Am trăit în, Franț în România, Franța, Germania, Anglia, Statele Unite, Japonia. Am trăit, repet, nu vizitat. Am trăit și lucrat în șase țări. În toate aceste șase țări, industria meditațiilor este mult mai dezvoltată ca în România. 2. Oricât am încercat, oricât ne-am străduit, dovada, nicio țară nu reușește asta, școala nu va reuși niciodată să furnizeze copilului toate lucrurile de care el are nevoie. Unii copii sunt mai lenți. Alții au alte înclinații, alții vor să meargă mai departe, alții sunt mai neastâmpărați și nu sunt atenți în clasă. Pentru că așa sunt copiii peste tot. Da? Deci, să nu punem în cârca școlii absolut toate dorințele pe care le avem pentru copiii noștri. 3. Doamna Sgavernea, nici Ceaușescu nu a reușit să interzică meditațiile. Nici regimul criminal comunist nu a reușit. Așadar, haideți să intrăm în real. Deci, eu afirm următoarele. 1. Nu e nimic rău cu meditațiile, nu este absolut nimic rău să, să transferăm mai multă cunoaștere copiilor. 2. Nu e nimic rău ca profesorii să câștige un ban cinstit în plus. Nu e nimic rău ca un profesor care și-a din timpul său și explică unui copil sau a patru copii ceva în plus sau îi ajută remedial să învețe ceva, câștigă un ban în plus. Care e problema când un om, pe muncă cinstită, câștigă un ban în plus? Trebuie să vă întrerup, deoarece mai avem doar patru minute din această întâlnire. O să vă întrerup, pentru că aș vrea să ne vorbiți puțin despre proiectul acela educațional pe care îl aveți. În patru minute se pot face multe lucruri. Vă promit, vă spun tot. Ca să închei cu meditațiile. Așa. Trei. Punctul patru. Nu e nimic rău cu meditațiile, însă e ceva profund greșit cu promiscuitatea asociată cu meditațiile. Noi nu, medit nu împotriva meditațiilor trebuie să luptăm, ci împotriva promiscuității asociate cu ele. 1. Să nu dai meditații copilului de la clasă, pentru că automat atunci se presupune că poate îi dai o notă mai bună. Subiectivismul, clar. Așa. 2. Să nu cumva să-ți faci mai prost munca la clasă pentru a avea mai mulți clienți la meditații. 3. Uh, fiscalizarea. Statul. Trebuie să facă o metodă extrem de simplă prin care să ia un 5%, un 10% impozit profesorilor, un impozit de formă, da? doar pentru a scoate la lumină aceste lucruri. Și un ultim element, statul să considere investiția părinților în meditațiile copiilor un lucru remarcabil și să defiscalizeze acest lucru. Altfel spus, părinții care plătesc și vin cu chitanță pe meditații, banii respectivi să le fie scăzuți din masa salarială impozabilă. Și acum, deci a, cam asta e cu meditațiile, să ieșim din această, eu încurajez părinții să dea meditații. Să vă Revenind la Reșița. Încă o emisiune, facem un podcast împreună Și Cât doriți, cât doriți. Să meditați. revenim la Reșița. Primarul din Reșița m-a contactat și mi-a spus, Daniel, uite, tu ai o viziune despre educație, te rog frumos să ajută-mă și fă-mi un plan în câteva puncte simple pe care le pot pune în practică la nivel local, cu bani locali, fără să am nevoie de hotărâri de guvern, ordin de ministru, miniștri și așa mai departe. Eu am făcut o mică schiță pe acest, pe acest subiect. Am și venit la Reștia, dacă vă amintiți, am, am vorbit cu foarte mulți oameni. Sunt foarte mulți oameni remarcabili în Reștia, în zona educațională, care pot să ducă aceste idei mai departe. Nu vreau aici să-i fac reclamă politică primarului, dar mi-a plăcut, știți, eu sunt foarte într o bucată, nu prea am pasă de la ce partid de oamenii. Mi-a plăcut că și el e un om dintr-o bucată, a zis, facem, dăm drumul și înțeleg că acum este pe cale să implementeze câteva dintre idei. De exemplu, i-am spus, dacă aveți bani în consiliu, dacă aveți bani la primărie sau din proiecte europene, dați vouchere de meditații, dați copiilor mai săraci vouchere cu care ei să meargă la profesori și să ia meditații de acele vouchere. Faceți o, faceți un, o infrastructură sportivă, de faceți un inventar al infrastructurii sportive și un inventar al profesorilor de sport. Și puneți aceste lucruri împreună pentru ca uh, cât mai mulți copii și nu numai, și adulți să facă cât mai mult sport. Um, deci au fost o serie de puncte. Dacă vreți, putem face emisiune să discutăm despre ele. Cu mare drag, aș discuta despre aceste puncte și ce se poate face în Reșița. Um, ideea de bază este că se pot face foarte multe lucruri la nivel local cu relativ puțin bani astfel încât și profesorii să câștige mai bine și elevii să aibă mai multe activități. Una dintre activități, de exemplu, un, lucru, un alt lucru propus, i-a spus, domnule, faceți mediatești de cartier. Faceți mici centre în fiecare cartier în care uh, plătiți artiști, diferiți tineri, plătiți diferiți oameni care știu să facă diferite lucruri și să facă cercuri cu copii, cerc de muzică, cerc de dans, cerc de... Uh, toate aceste lucruri în proximitate, aproape de beneficiari. Time timpul alocat întâlnirii noastre s-a încheiat. Eu smulg în continuare promisiunea dumneavoastră că ne... mare drag! într-o emisiune registrată, ne vom lua mai mult timp. Acum, din păcate, trebuie să ieșim din emisie. Doamnelor și domnilor, Daniel Funeriu, fost ministru al educației, alături de mine la întâlnirea de astăzi. Rămâneți cu Radio Reșița, mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare aici pe 105,6 FM. Mesaj de interes public.